Cei mai mici dintre romașcani și-au însușit lecția de românism predată de către adulți la Colegiul Național Roman Vodă cu prilejul celei de-a 8-a ediție a simpozionului internațional Basarabia Pământ Românesc, exprimându-și la nivelul puterilor de înțelegere sentimentele de patriotism. Cu drăgălășenia specifică vârstei, cei mai mici românași de la Colegiul Național Roman Vodă și-au exprimat în pași de dans sentimentele de dragoste față de patrie. Micuța Bogdana Onu a trimis către Dumnezeu o rugă prin care invocă ocrotirea puterii divine față de un neam greu încercat. Cântecul popular românesc exprimă cel mai bine suferințele de veacuri ale neamului românesc. Românii de dincolo și de dincoace de Prut au nevoie de ocrotirea puterii divine pentru a-și vedea realitate idealurile de unitate națională. Doamne, ocrotește pe români, suntem săraci prin neamari, în serios nu e în zadar. Doamne, ocrotește pe români. O lecție vie de istorie pe care elevii de la Colegiul Național Roman Vodă și-o însușesc de la dascălii lor. O misiune pe care generațiile tinere trebuie să își o asume, aceea de refacerea granițelor României mari.